Instalațiile montate în luna decembrie în Câmpina pentru înfrumusețarea orașului de sărbători au început să fie demontate. Pentru lucrările de demontare a instalațiilor de iluminat ornamental pentru sărbătorile de iarnă a fost dat un ordin de o comandă de începere strângere pe data de 11 ianuarie. Însă firma cu care am colaborat printr-o adresă scrisă ne-a solicitat prelungirea termenului de strângere până pe 24 ianuarie. În solicitare, firma care se ocupă de demontare a explicat de ce este nevoie de mai mult timp pentru a da jos instalațiile. Acest lucru a fost solicitat din cauza condițiilor meteo. Normal, trebuiau să fie strânse până la 15 ianuarie 2018. Pentru demontarea instalațiilor de sărbători, Primăria Câmpina va cheltui 26.500 de lei fără TVA.